Salutare tuturor! În acest videoclip vreau să vă spun cum m-am stabilit eu în Rusia, cum am ajuns să locuiesc în Federația Rusă. În 2010 m-am cunoscut cu Oxana, cu soția mea, în Bulgaria. După aceea am venit eu să văd care-i treaba în Rusia, toți aveam o reticență, ca și acum, cum e în Rusia, ce te... așa și pe dincolo. Am venit cu avionul și după aceea am depus actele pentru viza, am obținut viza business pentru un an de zile cu multiple intrări și am venit cu mașină. Oxana m-a așteptat la Chișinău pentru că eu nu știam absolut limba rusă, nu știam, trebuia să trec prin Moldova, Ucraina și în rusă, în cele din urmă să ajung în Rusia. Așa. Ne-am întâlnit la Chișinău și am venit spre Rusia. În trecând din Moldova prin Istrovia, am rămas surprins că nu GPS-ul, aveam atunci GPS, ăsta nu era online ca acum. Nu mi-a spus nimic că vei trece pe la vamă. M-am trezit cu niște soldați și o barieră acolo. Erau soldați din Prinistrovia. Zice, stoi, tamojne. Zice, trebuia să trec acolo fiecare leuț, fiecare rublă, fiecare euro cât aveam băgați acolo. Aveam la mine în portofel. Bineînțeles, eu ne știu în limba rusă, am încercat, am făcut o românească, zic, bă, ajută-mă mă și pe mine că-ți dau ție ceva. Gata, soldatul. S-a băgat, mi-a făcut, el mi-a completat toate declarațiile. Și am trecut. Cum intru în Ucraina, aveam la mine undiți, aveam husa aia cu undiți. Mamă, ce ai, ce arme? Nu am arme, domne, am undiți. M-au pus ăștia să scot absolut tot din mașină, m-au controlat acolo. În fine, am trecut. Am venit în Rusia, toate bune și frumoase. Eu cum nu știam limba rusă, Oxana nu știa limba engleză, a trebuit să venim să facem cursuri de limba engleză, să facă ea cursuri intensive de limba engleză și eu am fost la universitatea din oraș pentru a învăța limba rusă. După ce am început să învăț, eu am depins de Oxana un an de zile, peste tot mergeam cu ea, întrebam tot ce, cum se cheamă furculița aia. În fine, după un an de zile abia am putut să ies singur în oraș, bazat pe limba rusă și m-am dus la magazin, vorbeam cu ei în rusă, a fost ok. Da, asta după un an de zile. Limba rusă așa, știți cum e, mai era vorba aia, băi, ești frumoasă ca limba rusă. Nu, știți că toate femeile nu sunt, nu există femeie urâtă. Da, era vorba aia, ești frumoasă ca limba rusă. Mai departe, am învățat limba rusă și, deja m-am dus mai departe, un an de zile. Am citit eu cât m-am priceput eu la limba rusă, că îmi spuneam, am viza 90 de zile în decurs de 6 luni. Pot locui în Federația Rusă. După aceea, eu am sunat la noi la ambasada României și am explicat situația și zice, băi, tu mai ai 3 zile, dacă nu ieși din Rusia, te vor deporta și undeva la 5 ani de zile vei avea interdicție să mai intri în Rusia. Da, și zic, băi, ce fac, domne, nu știam nimic, unde, cum, și
Vreau să-i mulțumesc, poate să uită la acest video, Ciprian Jur, că m-a ajutat, zice, vină încoace, că trebuia să mă duc cu Oxana în România, m-a ajutat pe timpul ăla să putea, mi-a dat viză repede pentru Oxana. Și uite, așa ne-am întors în România după 3 luni de zile de stat în Rusia, a trebuit să ne căsătorim urgent în România, noi plănuisem să facem nunta în Rusia și nu... A trebuit să facem în România, repede. Tocmai din această cauză să obținem viză mai repede. Am stat vreo 3 săptămâni în România până ne-am căsătorit. Ne-a dat viza ambasada Rusiei de la București și ne-am întors în Rusia. Nu, după aceea foarte multe întâmplări mai puțin plăcute. Am obținut permisul de ședere temporar pe un an de zile. Poți să locuiești un an de zile în Rusia fără probleme, dar nu ai drept de muncă. Și după aceea am hotărât să mergem, am decis să mergem în România la mare. Am plecat, bun și frumos, la întoarcere, ce să ziceți, am trecut din Ucraina în Rusia și în Rusia m-au arestat, m-au reținut. Zice că am intrat ilegal pe teritoriul Federației Ruse. Zic, stai, dom'le, cum adică? Ce, am sărit vreun gard sau ce? Mi-ați deschis bariera, am intrat cu mașina? Păi nu, că tu ai intrat ilegal, că tu nu ai viză. Păi da, dar am permisul de ședere. Zice, păi nu, că în baza permisului de ședere, dacă tu ieși din Rusia, îți va trebui viză din nou. Să aveți în vedere, dacă se va lovi cineva de chestia asta, să aveți în vedere că vă trebuie viză. Viza o puteți obține, dacă sunteți interesat, la serviciul imigrări din orașul în care locuiți. Și uite, așa m-au expulzat, m-am dus înapoi în Ucraina, sunasem la ambasada Rusiei de la Kiev și nu au zis că da, pot să-mi dea, dar trebuie să aștept 3 săptămâni, că fiind a treia țară. Am sunat la București și zice, da, vă dăm în termen de 5 zile. Nu, ne-am rugat de ei și ne-au dat după 2 zile, 3 zile. Și ne-am... Haideți că am întors camera să vedeți un pic și orașul în care locuiesc. Deci așa m-am stabilit eu în Rusia. După peripeția când m-au deportat, m-am întors, am primit viza, am știut toate dedesubturile, între ghilimele. Și după aceea am primit, după un an de zile am primit permisul de ședere valabil pe 5 ani de zile. Ulterior, permisul de ședere definitiv, da, pe viață, și mai departe, cetățenie, nu, asta voi spune în următoarele clipuri, nu putem să le băgăm pe toate într-un clip. Dacă aveți întrebări, puteți să scrieți în comentarii, voi răspunde cu mare plăcere, dacă pot să ajut pe cineva cu ceva. Hai că ăsta ne-a încurcat aici cu cisterna. Poate cineva e interesat să vină să locuiască în Rusia. Am înțeles că acum viza se dă mult mai ușor. Puteți accesa viza electron. E viza. Și în termen de 4-5 zile vă dau răspunsul de la ambasadă și puteți să obțineți viză. Da, din păcate nu este o zi superbă pentru a filma. Vedeți că e mizerie pe jos, temperatura sunt 3 grade la cu plus, zăpada se topește. Da. Vedeți că e încă mai e zăpadă pe marginea drumului.
Nu știu cât de interesant a fost acest clip pentru voi. Dacă aveți idei cu ce informații să vă mai dau despre orașul în care locuiesc sau despre Federația Rusă, cum trăim noi aici, puteți să-mi scrieți în comentarii, mă voi strădui să vă răspund sau vă voi răspunde în următoarele clipuri. De aceea vă rog să vă abonați la canalul meu de YouTube. Ăsta este primul video în limba română. Vedeți că mai sunt pe acest canal niște clipuri cu mașini. În cazul în care nu am content, poate îmi dați voi vreo idee ce content să bag pentru video, ce conținut să avem. Da, suntem în centrul orașului Orel. Orel în limba rusă se traduce vulturul, în română. Suntem la Ceaica, la Pescăruș, așa îi spune aici. De aici începe centru. Vedeți, sunt clădiri vechi, cred că de pe vremea lui Stalin sau și înainte de Stalin. Circulația mi se pare că e mult mai civilizat decât în alte părți. Am fost nu de mult în București, acum vreo lună. Și n-ai nicio treabă, te claxonează toți, dacă ai dat semnal, nu te lasă să te bagi, nu. Suntem pe sistem, bombardieri. Toți ne grăbim, toți ne... Uite, dau semnal, absolut, schimb benzile, nu mă claxonează. Foarte rar o fi tot așa vreun bombardier care nu te lasă vreun... Dar foarte, foarte rar. Aici fiind în provincie, uite, iar schimb banda... N-au zis pe nimeni să te claxoneze, să... Mai ales în Moscova e mult mai civilizat. Aici, fiind o provincie, e ca și orașul nostru e ca și cum ar fi în România Galațiu, orașul în care locuiesc eu. Galațiu are o populație de 360.000 de locuitori și județul are 700.000 de locuitori. Județele în Rusia sunt foarte mari, nu ca în România. Haideți că am ajuns la destinație. Am venit să mănânc și eu ceva în oraș. Să-mi spuneți, vă rog, dacă aveți ceva întrebări, cum v-a plăcut acest video. Eu acum filmez cu telefonul, nu știu cât de mult, cât de bine mă auziți, cât de bine se vede, da, calitatea imaginii, unde trebuie să mai lucrăm, ca fiind primul video, îmi cer scuze, asta e, nu sunt vreun vlogger, așa că vă rog să mă scuzați și vă mulțumesc pentru susținere, dacă puteți să dați mai departe acest video, ca să progresăm acest canal. Cu cât voi dați un like sau un comentariu, cu atât YouTube va recomanda acest canal de YouTube. Nu, ca fiind în perioada sărbătorilor, acum ne aflăm între Crăciun și Revelion, pe 29 decembrie 2023. Vreau să vă urez un la mulți ani, să fiți sănătoși și să fie un an bun, mult mai prosper și mai liniștit pentru toți. Vă pup și aveți grijă de voi. Toate bune!